Atunci când vine vorba despre sănătatea creierului, mulți s-ar gândi la o viață fără stres sau la sute de cărți citite. Însă cheia pentru un creier sănătos este, de fapt, alimentația. Neurologii au făcut o listă cu cele mai periculoase alimente pentru creier, pe care ar fi bine să le evităm. Cine nu își dorește o minte ascuțită la bătrânețe? Dacă până acum cuvintele încrucișate, sudoku sau rezolvarea puzzle-urilor erau soluția, acum funcțiile creierului pot fi îmbunătățite prin alimentație. Neurologii au făcut o listă de produse pe care ar fi bine să le evităm. Doar că multe dintre cele existente pe piață sunt pline de îndulcitori artificiali și aditivi care dau peste cap flora intestinală, iar sănătatea sistemului digestiv este în strânsă legătură cu cea a sistemului nervos, atrag atenția medicii. Cafeaua, cea fără cofeină, este și ea nocivă pentru creierul nostru și asta pentru că de obicei cofeina se extrage cu ajutorul solvenților, care spun specialiștii sunt toxici pentru organismul nostru. Nici berea nu ne ajută dacă vrem o minte ascuțită cât mai mult timp, alcoolul din ea ne poate afecta sistemul nervos chiar dacă o bem în cantități moderate. În plus, moderat are o altă semnificație pentru fiecare. Și nu în ultimul rând, iubitorii de cartofi prăjiți, și ei se numără pe lista alimentelor despre care neurologii spun că ne distrug încet încet creierul. Mai precis ne afectează tocmai hipocampul, adică partea creierului responsabilă cu funcțiile de învățare și memorie. Cele mai dăunătoare sunt însă sucurile acidulate dulci avertizează specialiștii. Dacă acidul afectează stomacul, zahărul în exces distruge încet încet creierul, cred medicii. Tocmai de aceea medicii asociază apariția Alzheimerului o boală din ce în ce mai frecventă de consumul constant de dulciuri, de consumul constant de dulciuri în exces. Relatează observatornews.ro